bucătarii la hoți și la șmecherii de acolo, de la pușcărie? Mai știi că îi făceai mâncare lui Ivanov de la Ploiești? Mai știi, băga mea și pula morții? La Ploiești? Mai știi, băga mea și pula morții tăi, de sclavul dreacu care ești? Știi când îi făceai mâncare la băieți, la șmecherii? Pula nepoții tăi, 12 nepoți care ai, să bag pula nepoții tăi și morții tăi și în toată familia ta. Îmi cer mii de scuze la toată lumea, dar nu e normal ca sclavul ăsta să ne înjure de copii pe toată lumea, să de familie, de nepoți, de copii, să ne înjure sclavul ăsta care e un cerșetor, că dacă vrea să-i dăm 50 de lei de persoană, îi dădeam. Și nu vreau să vorbesc mai multe așa pentru că să nu-mi închidă conturile astea care le am, dar n-avem cum să tăcem din gură la un sclav ca asta, că tu n-ai fost șmecher în viața ta, ai fost doar un sclav, un bulangiu care a fost femeia la băieți, ai fost femeia la băieți pe la pușcărie care ți l-a dat, știi tu ce spun, și făceai mâncare, erai bucătar, sclavul dreacu care ești, Costeluș de la Clăjean. Băga mea și pula în familia ta și în fractul ăla și în nepoții voștri și morții voștri să vă iau familia în pulă. O să am eu grijă de tine, îți garantez. Să moară toată familia mea, să moară ce am eu mai scump, cine m-a înjurat. Dar nu era unul care m-a înjurat de fată pe internetul ăsta. Și dacă nu s-a întâmplat ceva care mai avea un pic să se pișe pe el pe bune, care m-a jurat de fată, și dacă nu avem și filmare să moară familia mea și tot, direct, dacă nu mai avea puțin să dea pișatul din el, tot un sclav de ăsta ca tine. Și după aia și-a cerut scuze în continuu și în ziua de azi. Că eu am ce să fac, ești nebun la cap, nu te pune tu cu cine nu trebuie, bulangiule. Nu mai îmi dați cereri, vă rog mult de tot, că nu vreau să intre nimeni aici, vreau să vorbesc ce am de vorbit și închid live-ul ăsta. Vă rog eu frumos să nu mai trimiteți cereri de intrare aici în live, că eu nici nu știu să dau accept. Crede că înjură sclavul ăsta care se drogează cu heroină? Păi o să ne vedem pe Ferentar curând. De unde ții tu heroină? Știi că visei heroină după Ferentari. O să ne vedem curând acolo, îți garantez. Să vii să-ți dau eu heroină. Îți dă fratele tău heroină, bulangiule. Stai tu și înjuri de copii pe toată lumea. Păi tu n-ai copii, că ești bătut de Dumnezeu, de-aia n-ai copii. Sclavule, tu n-ai copii, că ești bătut de Dumnezeu, de-aia înjuri. Ai înțeles? Da, nu mai vreau să vorbesc urât, deja am primit un avertisment de la TikTok. Vreau să vă salut în primul rând și îmi cer scuze pentru acest limbaj. Știu că nu este normal pentru mine să vorbesc așa ceva, dar când oameni ca sclavul ăsta intră și înjură pe toată lumea de copii și crede că face el ce vrea, un neurolog de ăsta care suflă în pungă. Să moară copiii lui Cristi a băgat sub pat. Știți voi despre ce vorbesc. Ăla de stătea sub pat, terorizat. Eu îți garantez ție că în cel mai scurt timp o să fii băgat acolo unde ți-e locul. Știi tu ce zic? Îți promite fratele tău. Încă o dată îmi cer scuze față de toată lumea, toți prietenii mei și chiar nu vreau să intru în discuție cu cerșetorul ăsta de pe TikTok, pentru că nu-mi stă în caracter să fac astfel de live-uri, da? Când ești înjurat de nepoți, de
de copii, de rasă, de familie, vă dați seama că n-ai cum să nu intri. Cu toate că normal trebuie să fac ce am eu de făcut. Și dacă nu intram pe live, tot aveam eu ce am de făcut în capul meu și rămâne la mine. Dar să nu crezi tu că tace cineva din gură la un cerșetor ca tine și un... Sau cumva te-ai fi crezut și tu vreun șmecher, sclavul dracu care ești. Băi, nu mai trimiteți cereri, vă rog mult de tot, că nu... Vă rog frumos! O să fac eu un live cât de curând cu Costeluș, direct. Direct amândoi o să fim pe live, îți promit, în cel mai scurt timp. Uite, în loc să stăm de sărbătorile astea care vin, să stăm așa frumos unii cu alții, să vorbim, să mai prezentăm câte ceva nou, stăm să ne luăm cu sclav de ăștia care n-au nici ce să mănânce în casă și stă de figuri pe TikTok și de înjurături. Mă refer chiar la asta, nu mă refer la altcineva. Dar după ce că ești ultimul amărât posibil, mai stai să-și înjuri pe TikTok? Mai te numești și șmecher? Te numești maker și ai ciorapi în geam, în loc de perdea. Păi tu te-ai găsit să te iei cu noi, mă, sclavule care ești. Tu te-ai găsit să te iei cu noi, că pentru noi ești o furnică, da, ești un aurolac de ăla care vine să șteargă barbrizul la semafor și dăm 10 lei. Tu sau ăia care vin la semafoare să ne șteargă barbrizele, tot aia e pentru noi. Vă pup și ies de aici pentru că nu mai vreau să înjur și să vorbesc urât. Oricum, ți-am dat în privat acolo să te saturi. Nu mai vreau să vorbesc pe live pentru că nu vreau să-mi închidă contul și să am probleme cu TikTok-ul. Vă pup și vă salut pe toți și îmi cer scuze față de ceilalți oameni ai mei pentru limbajul ăsta.